Bună dimineața, dragi adorași! Astăzi vreau să vorbesc cu voi și să vă fac câteva, nu știu, am greșit în ultima perioadă, mi-am făcut tatuajul ăsta și mama cu tata s-au supărat. Și pentru că am făcut tatuajul ăsta, trebuie să-i împac cumva și să nu-i mai supăr, pentru că părinții sunt cei mai importanti, țineți minte copii, trebuie să ne respectăm părinții indiferent. Și pentru că am făcut o greșeală, trebuie să-mi o răscumpăr, nu doar cerând iertare, ci și un cadou pentru tata. Dă-te mai în spate, dă-te mai în spate și vezi un iPhone, dar ce cadou avem pentru tata aici? Un BMW X3 pentru tata. I-am luat cadou ăsta pentru că acum un an am fost cu mașina lui De Santo acolo. Cred că fix asta, mașina lui Nicolas. Asta e mașina lui Nicolas, uite, scrie Sax la număr. Așa? Fix cu mașina lui și mi-a zis că își dorește foarte, foarte mult o mașină. Și pentru că omul și-a dorit foarte mult mașina asta, pentru că avea și panoramic și foarte așa, i-am luat-o. Este Crăciunul, mergem acasă la mine. Mama ne așteaptă cu mâncare, ne așteaptă cu bunătăți, probabil o să ne pună și la muncă astăzi. Ne-am trezit și noi și luăm masa de dimineață din Peco. E ora 5, nu ne-am trezit, abia că am deschis ochii, ora 5 și mergem la Bacău. O să, din sărbători de Crăciun, o să stăm împreună la Bacău și o să filmăm cu mama și o să facem o grămadă de chestii. Că s-a pus și ne-am spălat și noi, le-am făcut și noi frumos. Ia să fie. Mai zic ceva. Hello. Ia. Mai zic ceva. Nu mai zic nimic. Știi să rupi el? Nu. Analizează-te-o, hai. Vezi să nu mă atingi cum mă doare. E bun? Da. Bun. Tatuajul? Da, am făcut tatuaj, mi-a arătat tatuaj. Da, unde tata, se arătă mașina, știi cum ne facem? E despre închea lui, despre închei mașina lui. E de motor, se dă ce spune. Asta e motorul ca să vezi, vrei? Trebuie doar să ieși în tatu. Îi dă un la telefon. Crește glicemia, emoții, crește glicemia, acolo stă. Relax, iubește-ți tare. Trebuie să fac cafea la cu el. Sau mergem cu mai direct. Hai cu tata, că mi se scoate. Conduci tu? Lasă-l pe tata să o scoate, că știi că era să bulim. Ce să bulim? Era să trăsească poarta în ăsta. Dă căldură de asta, de asta aici. Păi tata. Dumneavoastră aveți manuală sau tot automat? Manual. Și nu e mai tare automată? Ei, nu știu, eu sunt învățat cu... Ce e asta? E a mea aia. E a mea aia, lasă-mă. Tot a ta? Da, e de la aia la altă. Uită-te, dar mergi mai încet, uleac. Uită-te, stai, uleac. Vrei? Stai un pic mai încet, ce vezi așa? Trage mașina, trage. Dar uleac încet așa, ce bun e necrăpit. Nu unde mai că am mers ușor, mă. Știi, uită-te, mergi prea tare, serios. Serios? Da, nu se simte, mă. Cum să fie frică? Dar nu știu ce... Bă, te-am păzit de când aveai prima zi din viață, mă. Te-am păzit de la prima zi din viață și da, acum... Da, și bine mergi în mașina asta, mi-a omorât. Acum ți-e frică? Ce an e asta? 2009. Asta e X3? Da, X3. E frumos cu aia, să zăpăne să o te-o scăsă la urmă. Da, cu 2 luni l-am cumpărat. Cine mai este pe acasă, vrei? Așa merge și cu mașina dumneavoastră? Așa tare? A mea, nu, merg mai ușor, că mi-e milă de ea. A, da, a mea nu vă e milă. mai bătrân, mai, știi? O mai murit din cai. A, asta iar e vii. A avut o hergelie și aia, dar o mai murit pe parcurs mai mare. Ai văzut? Apropo, vin cu niște băieți cu mașina mea aceea albastră și vara crampește cu ea, știi? Și acum îmi spune niște băieți, ei interesați, mi-a Romeo, câți cai are mașina? Băi, tată, dar ia miroase-te, ia vezi, nu a murit iar vreo unul. Nu mai știu că în fiecare zi la mine moare câte unul. Ba da, ești că ai zis că tu, mi-ai zis că erai, el își dorea să fie șofer.
Da, când eram eu mai tinerel așa și n-aveam eu posibilitate de o mașină. L-am luat din prima, amândoi, și eu și tata tot din prima l-am luat. Și eu tot din prima. Nu te cred! Ba da. Toți trei l-am luat din prima, bine. Din prima l-am luat și da, fără șpagă, cum dau tinerii ăștia. Păi vezi că eu n-am dat șpagă. Fără șpagă, da. Eu n-am dat șpagă. Am luat sala cu 25. Acum, pentru că spui vlog, eu am luat cu 22 sala. Spun și ei că nu-i cu șpagă, nu-i cu... Dar ăsta sunt sigur că nu o dat șpagă, că nu i-am dat eu bani ca să dea la șpagă. I-am zis, băi, dacă iei permisul, să-l iei fără ca să omori pe cineva. Pentru că și eu tot așa am luat. N-am dat șpagă, am zis, băi, să-l iau pe drept, pentru că nu vreau ca să omor pe cineva. Să-mi dea ăștia permisul pentru bani. Și așa și lui fiii mii, nu i-am dat bani la permis. Ce vrei, măi, să schimbi? Da. Lăsați așa. Nu, mă, că eram cu scobitoarea mână, vreau să o aranjez o țări, că nu prea stă bine în Magdalena aici. Are și mod sport. Are ia și de, sport. Ia de pe spate. Așa, aprim o sport. Da, da? Ia uitați-vă. Are și sport, na. Ai sport la mașină, băi? Să vrei, prieton. Să nu murim totuși. Dacă e sport, să vedem cum merge, dacă e sport, nu? O încercăm, o probăm, să vedem. Dar de ce o promit? Că nu trebuie să probăm. Nu trebuie probat. Nu. Stai bre, tatu, mai ușor. Da, mai ușor. Noi încercăm să fim alătis cu el, dar nu ne merge. S-a prins din prima el, de mult, de acasă, de când a văzut-o, nu? Când am văzut două mașini în curte, mi-am dat seama că ceva nu e. Nu, am zis prima dată că ia băiatul ăsta. Da. A, v-ați prins? Da, mă! Bă, nu cred că s-a... Ai zis că în Ikea asta, când ai venit și ai zis, a, cu Ikea asta. Da, mă, te-ai dat de gol, prostule. Da, mă, eu dă vină. Păi tu m-ai întrebat ce cu cheia, trebuie să taci. Bă, dar s-o prins, băi, băgam iași banii la cec. Bă, bune că v-ați prins, nu mă așteptam. S-o prins, dar eu știam că s-o prins. Știați înainte? Nu, eu mi-am dat seama după răspunsurile pe care mi le dă el. Merge tank. Ai încălzări în scaune, ai de toate. E Jeep, cum îți place ție, e cum e aia, de ți-ai dorit-o, doar că e tapeseria neagră. Care am mers noi cu ea, aia? Păi, din cauza aia, da, nu mai vezi că ai semnalizarea. Aia ai zis-o că îți place. Și asta e fix, că aia doar că are pielea neagră. Și neagră... E mașina lui Nicolae asta. A lui Nicolae care am mers cu ea în, după da. Tine la... Da. Tank. E fain. Bă, sigur te momentan e pe numele lui Georgiana. Trebuie să o mut. Uite, dar ce? Te așteptai? Da, când e... Dar ce? Ți-o zis mingică ceva? Nu. Ce ți-o zis? Că ți-o zis cineva, mai bine îi spunea lui mama asta. Băi, tu vezi și pervers e mama asta. S-o prins. A spus dumneavoastră înainte, nu? I-a spus, vrei să mori dacă nu i-a spus. I-a zis întreabă-l! Ba da, i-a spus. Nu i-a zis Ioan nimica. Știa din timp. Ia zi acum, cine a spus? Ce? Ți-a zis eu? De cum îmi spunea ei, de cum îmi punea ei întrebările în loc, mi-am dat seama că doar eu nu-s mitit el. Dar îți place, vrei? Place, cum să nu-mi place. Dar e rău, nu? Dar nu am văzut. Dar ți-ți potrivește mașina asta, sincer. Potrivește. Da. Păi, cred că nu am, asta îți place ce mai tare. Ce m-am bucurat. Hai să dai și tu o tură, să vezi. Mai rău, mic, și cadou ai primit tu din Moș Crăciun. Mai vreau și o cadouri de astea. Dumnezeu mi-a mi-aduce cadouri, tată. Eu zic așa, că acum așa e... Iisus Hristos mi-aduce cadouri. Iisus Hristos. Mă iubește Dumnezeu, pentru că și eu îl iubesc pe El. Și El mai îmi dă câte o binecuvântare. Asta e o binecuvântare de la Dumnezeu. Prea mare binecuvântare. Vezi ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu așa din toată inima? Așa e, așa e. Primești binecuvântări. Na, sunt cam geloasă, știi, dreptă, sunt cam geloasă. Se vede, e vizibil treaba asta. Pe așa sunt eu, sunt cam geloasă. E vizibilă treaba, nu, da, stai liniștit. Și mașini. Da, băi, uite, și un iPhone am primit cadou, un Pro 12, iPhone 12 Pro. Ia. Yeah. Păi o introspecție, ha! Uite, aici îi pun niște praguri de alea de aluminiu. Aici, știi?
știi de care? Da, da. Mașina care cobora. Da. Nu, arată mai fain, nu-i. Bine, noi am spălat-o, dar... Nu are nicio zgâritură, am spălat-o, da, da. Hai, hai, să vad. Stai chiar așa, da, acolo, seara de mama.